sunt Maria, am 28 de ani, sunt Business Development Manager la Dumbrava Vlăsiei și am venit la cursul de social media pentru a îmbunătăți imaginea în social media brandului pentru care lucrez și pentru a clădi o comunitate online foarte închegată, așa cum ne dorim să strângem și în offline. Sunt Diana Vasile, am venit la cursul de social media pentru că lucrez în domeniul de marketing, sunt marketing coordinator și pentru că am auzit de bine și o urmăresc pe Monica Ștariuc de foarte mult timp pe toate canalele posibile și eram curioasă să văd ce poate să îmi ofere pentru partea profesională, pentru ceea ce fac zi de zi, dar și pentru o idee pe care o am de brand personal. Cursul m-a ajutat foarte mult informațional, dar și pentru a-mi structura toate ideile pe care le aveam, dar pe care poate nu știam să le strâng într-o structură logică. Și acum mi este mult mai clar ce obiective avem, ce piloni trebuie urmăriți și, mă rog, cum să construim o strategie coerentă în social media. Monica vorbește mult, dar vorbește mult, repede și bine. Ne-a oferit foarte multe informații utile. La începutul cursului am făcut așa o analiză să vedem exact care sunt nevoile fiecărui cursant și ulterior, de-a lungul cursului, am reunit și a integrat din nevoile fiecăruia. Pe partea de personal branding mi-a plăcut foarte mult tot ce ne-a învățat, dar și pe partea de influenceri, campanii. Mi se pare că am înglobat foarte multe subiecte și cel mai greu să zic a fost la partea de final să încerc să sintetizez totul în lucrarea de final, dar a ieșit până la urmă și sunt fericită că urmează și feedback-ul Monicăi. Mă simt mai plină de cunoștințe și îi mulțumesc mult pentru asta. Monica e foarte cool, este extraordinar de implicată, ceea ce nu vezi foarte des în cadrul cursurilor after work. Mi-a plăcut că tot timpul ne scrie, ne lansează provocări, ne dă teme, ne dă lucruri de citit și e foarte nouă, așa, e foarte, foarte conectată la tot ce se întâmplă, la toate noutățile și ajută foarte mult, pentru că social media e un domeniu foarte dinamic, ce este valabil azi, mâine s-a pulverizat. Și m-a bucurat foarte, foarte mult că a fost foarte apropiată de noi.